echipă de oameni de știință de la Universitatea din Michigan, SUA, a creat baterii biomorfe, care permit roboților să stocheze energie la fel cum fac oamenii în rezervele de grăsime din corpul lor. Ideea proiectului este de a crește masiv capacitatea bateriei roboților prin imitarea surselor de energie distribuite ale ființelor vii. Noile baterii pot însă stoca mult mai multă energie decât cele convenționale pe litiu-ion. Designurile roboților sunt restricționate de necesitatea bateriilor, care ocupă adesea 20% sau mai mult din spațiul disponibil din interiorul lor, sau o proporție similară din greutatea robotului, a afirmat Nicola Skotov, profesor de inginerie la Universitatea din Michigan și cercetător șef al proiectului. Noua baterie pe zinc ar putea crește considerabil densitatea energetică a roboților. Estimăm că roboții ar putea avea o putere de 72 de ori mai mare dacă exteriorul lor ar fi înlocuit cu baterii pe zinc, în comparație cu o singură baterie litiu-ion, a mai spus Nicola Skotov. De asemenea, bateriile oferă o flexibilitate mai mare în ceea ce privește locul în care pot fi montate pe un robot și pot îndeplini mai multe funcții simultan. Au însă o limitare, rămânând o capacitate ridicată pentru circa 100 de încărcări, mult mai puțin decât bateriile litiu-ion. Cercetătorii din Michigan afirmă însă că înlocuirea lor nu ar fi doar relativ ieftină, ci ar putea fi ușor reciclate.